Bă, dar nu mai am iese să aplaud din palme, ce dracu. Da, e din cauza că am fost nervos zilele trecute, mă rog, acum e 25 august pe 24. Nu, 23 august, așa, am fost nervos și am dat cu pumnul. Am dat de mai multe ori cu pumnul într-un zeci și într-un pom. Și la final am dat-o tare, tare cu pumnul și mă cam doare. Mi s-a umflat un pic sub degetul mic pe acolo. Înțelegeți-vă, imagine. În fine, deci nu mi-a ieșit aplauda. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click probabil la episodul final din Call of Duty Black Ops. Ultimul, penultimul episod, nu contează. Ce drept jocul ăsta nu mi-a luat mult să-l termin. Cred că 8 ore de gameplay are, cam așa. Bă, sunt destule. 8 ore, 6 ore, deci într-o după să-l termin. Nu vă dau skip. Nu știu câte misiuni sunt, nu m-am uitat la lista aia de misiuni acolo, capitole, câte ar mai fi, că filmez acum și unul după altul. Am chef să termin asta jocul ăsta, hai să-l și șterg. Mai eliberez și niște spațiu. O să randez toate episoadele alea. După aia mă pun să mai joc ceva. Să scap și eu de seriile astea totuși. Sunt și eu activ câteva zile mai multe. Ăsta seamănă cu ăla cu... cum îl chema? Abruți din Prison Break, așa. Cei care s-au uitat la Prison Break știu cine e abruții. Hai mă, oată. Să-l omborâm pe ăsta. Am rămas fără Woods, fără Bowman, îl mai avem pe Reznov. Dar văd că toate misiunile se petrec în februarie 1968, cel puțin ultim, cel puțin tot ce am filmat ieri și azi și alaltă e numai în februarie 1968. Și parcă și ianuarie, dar numai iarnă. În primul lunii n-am văzut. Bă, dar parcă data trecută am scăpat, nu? Am fost capturat sau... Noi suntem de fapt niște containere și ăștia nu știu că noi suntem aici. A, nu știu ăștia. De aici să ne infiltrăm, ăștia nu știu de noi. Ruski, bă, vodka de mini vodka, sau nu știu. Sper că nu mi-am zis vreun autoblestem ceva. Era o dată pe Omegle cu un prieten care știe puțină rusă, că ăla stă pe lângă Ucraina și îmi zicea ăla, demeni podcast sau ceva de genul. Dar presim că... mai maimuțe, Henny, mă! Vreau și o de-asta. Hai că vin, hai că vin. Dar chiar nu-i poșoră Greznov, e tânăr se pare. Cine vede asta? Ăștia, că sunt trei, se pare. AK-47U, ok. Elicopterul Puli. Trebuia să stau acolo, dar m-am panicat că i-am văzut pe aia acolo și am zis că mă mor căuta. Da, nu, n-a fost să fie așa. De aici tocmai.
Hai să mă după rest, nu. Hai mă, omorâți-mă. Nu, acum mă bag cu topurul cu ăștia. Eu cam ceva HP. Da, să nu fi văzut în lumina aia de la... M-am prins ce trebuie să fac. Că cam am 7 mesaje pe WhatsApp. Evident trebuie să fiu contactat pe WhatsApp, pentru că de ce nu? Dar nu pot, îmi pare rău. Dacă a trecut elicopterul. Sper să nu mă vadă ăștia. Nimeni pe scăruși. Ce l-am tras pe ăla. Ce-a bubuit acolo? Ok, deschide aici liftul. Am omorât mai mult, asta un nenorocit. Dar nu știu pe unde să mă duc. Au murit toate mai mulțicile săracele. Nimă porcii, hai că mi-am urât și... Mi-am urat acum toate rudele. Ce vreți, mă, muriți, firați-ai dracu. O mai sunt feministe alea care zic, bărbații sunt niște porci. Lasă că vă place hârnațul așa de Crăciun. Și nu doar de Crăciun. Orice femeie o dorește, dorește ca dânsa să intre întrânsa. Sau o dorește pe dânsa întrânsa, ceva de ce nu era. Duma. Vreți dume bune, plecați de pe canalul ăsta. Cum zice Quick. Despre canalul sau nu despre al meu? Guinei Launcher.
Asta e un fel de scorpion, să înțeleg. Și-o venit ăla cu shotgun-ul după mine. Sperea maimuță proastă, aia că în cur am împușcat. Dacă nu o uitau, îi pune așa un titlu de clickbait. Am împușcat o maimuță în cur. Dar ce arme de căcat au ăștia? Ok, am luat acum intelul A2-3 încoa. Tot aca din ăla. Open the door. Te-ai dus pe bulă, fraiere. Dai tare. Și să tragă la prin geam, nu? Reznov. I swear to God, that's how Steiner died. Reznov killed him right in front of me. You're lying, miss. You killed Steiner. We know you did. Reznov got exactly what he wanted. Revenge. We saw the report, Mason. Victor Reznov did not kill Friedrich Steiner. Hudson saw what happened. Doi de minute înainte, să înțeleg. Sau după. Hai că fac și asta, că parcă a ținut puțin, nu știu, mă înțelegeți. A ținut cam puțin. În cât timp se încarcă asta, poate mai răspund la mesajele astea. Hold right mouse to zoom, ok. Am un bube mașinile astea. S-a încins mitraliera, serios. Mamă, nu bubuie mașina asta. Dacă s-a prăbușit un elicopter pe acolo, văd. Bubuie și tu. Uite cât a sărit ăla.
Uite și tu ce e aici. Vine! S-a dus dracu tancul. S-au venit cu blinda, ce căcat era. Mi-au spart asta. Am fost contaminat cu Nova Six al lor. Dar viața e frumoasă, nu? Căcam aș pe de misiune să mă cacă, e imposibilă de făcut. Iarăși trag în ai mei, băgam iași. E nasul că n-am voie nici să mă demegiuiesc măcar. Asta mă enervează pe mine. Nici nu știu în care naiba să trag. Ok, pe ăștia morți nu mai arată ca și cum ar fi în viață. Dar ăștia mă văd prin găți, fira rai dracu. N-ai murit, fire el drecu. Cred că astea-s cu detectoare căldură sau nu înțeleg. Ăla-i cu mine, ăștia-s cu mine, deci sunt pe sus, pe acolo. Da, chiar nu pe acolo, e mort acum. Acum mai trebuie să-mi iau un glonț și mi s-a stricat toată asta. Și gata, m-am dus dracului. Îți curez unde mă spawnează tot cu asta fisurată, mă spawnează, sper că nu mă dăte la început, că închid acum filmarea și-mi bag puța în ea. Hai că m-a dat cu asta întreagă, e bine. Ne-am pe ăsta stun.
stau așa la dăpost, că ăstora nu l-o sparge pe doamna mască de gaze. Dar la mine se sparge. Hai, încarcă. Hai că ies din zona cu Nova 6, cred. Cred, nu sunt sigur. Unde tot trag ăștia? Un glon și ăla sunt. Era cu mine în care am tras bun. Că cam aș pierde elicopter să mă... out. Ăla-i, mă. Gata, mă, cred că asta a fost zona cu Nova 6. De fapt, dă mai bine una ca cu grenade launcher. Și dă și mitraliera. Gata, am scăpat de porcăria asta. Bă, cred că până la urmă fac ăsta episodul final din Call of Duty să-l termin. Ce e diferența?
seama și pe voi să mă piși. L-am omorât pe al meu, bravo! Sunt bun, n-am ce zice. De căcat să mă mai duc. Mi-a dat să-mi țiuie. Și acum? Trebuie să aștept și pe ăștia? Ah, cred că noi acum mergem pe Mason și Reznor sau nu știu. Ok, să vedem. Mason l-a omorât pe ăla sau Reznov? Victor Reznov. După aceea ce mort acolo. Asta e ce-a mai rămas după ei. E, mai mulțele au rămas vii, se pare. N-au mai rămas vii. De după zid, de după zid. Reznov îl omoară pe ăsta sau Mason? Deci Mason l-a omorât pe ăsta și nu Reznov. A început să aibă alucinații. Și trebuie să-l omorâm pe Mason? Nu, nu... Nici ăsta nu-și mai amintește bine. Și acum îl ducem la interogatoriu. Ok, deci acum... Bun. Deci înseamnă că ăsta a avut alucinații că l-a văzut pe Reznov. Nu mai înțeleg nimic.
know that you are. All that you have done is buried beneath the lies and the deceit of corrupt men. I will die in this wretched place. The only thing. Dar nici nu știu dacă asta o fi misiunea finală sau nu. Se încheie aici jocul sau nu înțeleg? Chiar sunt curios ce urmează să se întâmple. Hai că este un episod lung, cred că îl termin sau îl tai pe bucăți, văd eu ce fac. Ia mă, cine vine? Get out of here, Weaver. Tell them I failed. You want to die with him? Your choice. Damn it! Why can't you remember? Reznov's dead, Mason. You hear me? He's dead! Weaver's right. We're out of time. The Russians fucked you up. I know you. You're not a traitor. Ce pumn i-a dat? Chiar nici eu nu știu care e faza cu numerele cele, tot zic ăștia. Successfully implanted with the knowledge to translate the numbers. So, what is the problem? His responses to our orders have been sporadic, unpredictable. He shows a remarkable resilience. Why? He is unusual, atypical. Few men possess such will. Our other test subjects have been far more successful. Ok, deci am fost ceva prizonier la bulangiul ăla, ok. Și ce cifre? Ce ar trebui să însemne cifrele astea? N-am înțeles. Te părezi nu va acolo. Peste nu mă apărez, nu văd că-l vedem. Ok, să mergem. Ei, a nebunit asta de la Tarasboi. Asta e clar. Deja are halucinații, văd. Uite racheta aia. După Kennedy ce a fost împușcat.
Hai, du-te, du-te, du-te. Văd că nu mi-a mai dat nimeni mesaje pe WhatsApp. Bun. Cred că are vreo 40-50 de minute clipul ăsta. Era și ca o să închei jocul ăsta. Hai că am prins viteză. Și ne-a dat mare knockout. Acum înțeleg cum de Reznov tot apărea și dispărea, era în mintea lui probabil. Aha. Reznov's been dead for 5 years. He died at Vorkuta during the escape. All the years you thought he was with you, that was just in your mind. I trusted him. That's why it worked. It was their attempt at MKUltra. Dragovich programmed you to kill Kennedy, but Reznov sabotaged you. He wanted revenge for all the Dragovich done. Dragovich, Kravchenko, Steiner, three new victims. There are gaps in your memory. Periods where you went MIA and we couldn't account for you. But now that the brainwashing's been broken, all that lost time will come back. We need to leave. The Nova 6 strike is imminent. Hundreds of sleeper agents, hidden in every state capital, are about to unleash this poison on your own countrymen. When Steiner died, we lost our key to unlocking the location of number broadcasts. You were programmed at Vorkuta to translate the number codes. Only you can tell us what the codes mean. Nova 6 was just one of the sleeper operations, but I'm sure there were others. Ones we didn't even know about. We have the broadcast. We play them to you over and over again for hours, but we haven't been able to break through your programming yet. Mason, this is our last shot. Listen, for God's sake, listen again. 21, 7, 21, 4, 2, 14, 3, 14, 7, 18, 13, 6, 22, 16, 22, 16. Bă, dar interesant, rău poveste în jocul ăsta, să moară Gibilan. Voi e bine că văd că mi s-a umplut hardul. Salca. Ce locație mai fi și asta? Presupun că tot în Rusia. Rusalka, Rusalka, Rusalka se citește. Da, așa se cheamă vaporul. Nu ce acolo duci. Deci, merem până în Cuba să-l omorâm pe nu știu cine. Dar ce rost are să tai la montaj, nici nu știu.
Avem o oră de când filmăm? Hai că facem o oră. Cred că am mai mult de o oră. Asta e. Hai după ăștia. 26 februarie 1968. Acum e finalul. Ok, acolo e curat, aici pe partea asta, așa? Sper să nu mă prăbușesc în mare. Am o debarcare. O să-i scufunde vaporul ăsta. Mai sunt targeturi, uite aici. Stai, ce? A, ne batem cu un elicopter acum, ok. Am murit. Yay! Uhu! Sinucigași suntem. Că cam aș pe de elicopter să mă cacă, urăsc să pilotez în jocuri. Îmi dați submarin, îmi dați barcă, îmi dați orice, dar nu îmi dați să pilotez. Să mă duc în partea aia, ok. O să ne prăbușim. Ok, hai că ne-am dat jos la timp. E, și ce dacă dai în apă? Cazi în apă, nu pe beton.
Ăla-i, mă. Mă, ce m-au pândit ăștia firarai, dracu. Care rasa, mă, si trage firața-i, dracu? Surprise, motherfucker! Eu n-am fost deloc flash-ul, văd, în jocul ăsta. Alte Call of Duty-uri, da, dar în ăsta nu. Ăștia-s cu mine, băgam iași! Deja loc. Și mai sunt două targeturi ce mi s-au bugui mie deasupra acolo, văd. S-ar ca nebunul. Vă omor, pe toți vă omor. Cum mai sunt știrile astea de le mai... Vedeți voi, cu fantome cu astea. Să știți că toate alea sunt vrăje. Numai că nu mai știu ăștia cum să atragă oameni. Cum făcea Quick odată. Buhu. Era o scenă cu o bicicletă care mergea singură și face ăla. Buhu, pula mea. Exact cam așa e și acum. Am văzut azi și... Oh, nu! Oh, nu. O să dea drumul la manele. A, nu-i bine, nu-i bine. Trebuie să ne ducem după ăsta. E, dacă tot n-am mai făcut live-uri de mult, trebuie să fac și eu atunci episoade lungi. Că altfel nu mă simt bine. Și băgam aici că mi s-au bugui mie targeturile alea acolo. Tot n-am terminat. Cât mai ține... Serios? Ne băgăm în apă? Și încă mi s-au buguit alea două acolo. Hai, dar nuată. Asta ce ar trebui să fie? Sunetele. Astea mi-amintesc de... De a doua misiune din Far Cry.
Păi se putea să nu mor. Păi se putea să nu. Era cu mine ăla. Și nu, aici era ăla ce mă împușcase pe mine? O fi rămas pe acolo sau cine știe. Auci. Și s-a scufundat toată chestia. Sau nu chiar toată. Că sigur apar acum alții din față. După zidurile astea. Ce ziceam? Aia că la fix mi-a ajuns încărcătorul, văd. Dar nu ne curentează apa. Cu trag în el cu mitraliera și bă ce mă gândi lăpăru. Gata, am făcut mai mult de oră de când filmez. Bă, gamea și picioarele. Cred că am oră și un sfert, cam așa. Tot nu moare ăsta, cât trebuie să tragi în el firara al drag. Timpul să încheiem totul. Așa mă, s-a dus dracu și Dragovici.
Tabernacle. Shift, da, shift și V. L-am omorât? L-am omorât, bun. Eu dădeam click în loc de shift. Hai să plecăm de aici. Am scăpat oare? Am scăpat. Știu ce s-au bucuit targeturile alea. Ah, eu nu trebuie să mișc nimic, se duce singur asta, ok. Și astea bărci sau submarine? Cred că bărci. Sunt bărci astea. Am terminat Call of Duty-ul ăsta, v-am zis eu că-l terminați, v-am zis eu că-l termin. Da, cred că, deci acum ora 3 și o filmez de pe la vreo 12, 3 ore am stat să termin un joculete. Dar viața e frumoasă, nu? În fine. Ce pot spune, mi-a plăcut cum mi s-au bugui chestiile alea acolo, dăm skip că n-am chef să mă uit la astea. Deci da, am terminat Call of Duty Black Ops, mă simt mândru, n-am ce zice. Frumușel jocul. Skip. Mai e ceva? Ok, ce se întâmplă aici? Ăsta e cheia de la ce-a fost asasinat, dacă cunoașteți istoria. N-am chef să mă uit la cinematicuri. Mai aveți să-mi arătați ceva? Ce treaba m-a băgat, Zu? Ce e asta? Joc zombie acum sau ce? Ok. M-a băgat direct pe modul de zombie al lui. În fine, n-am chef să mă joc zombie. Da. Am încheiat aici încă o serie. Hai să ies de aici. Quit. Quit. Așa. Deci am încheiat-o încă o serie încheiată. Eu sper că v-a plăcut și această serie. Și cam atât. Ne vom auzi la altele. Ciao, les.